ziua, stimați telespectatori, vă mulțumim ca de fiecare dată că ați ales postul de Capital TV Petroșani. Astăzi, ultima zi de campanie electorală pe sticlă, cum se spune, la televizor, la radio. Prima emisiune din ciclul emisiunilor care vor fi azi în cadrul Capital TV special, îi are în prim plan pe doi dintre petrileni, pe doi oameni cunoscuți în comunitatea petrileană, nu doar în organizația de partid. Este vorba de fostul primar al Petrilei, domnul Ilie Băducel, din cadrul organizației PNL Petrila, totodată și președintele organizației PNL Petrila. Bine ați revenit în studio. Bine v-am regăsit, domnul Bran. Alături de domnul Băducel stă un tânăr liberal din aceeași echipă PNL Petrila, domnul Florin Mogoi, care va fi pe listele de consilieri locali din partea organizației PNL Petrila la alegerile de duminică 27 septembrie. Bine ați venit. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Fiind pentru prima oară, după ce îl voi întreba ceva pe domnul primar, o să te rog să te prezinți ca lumea, să cei din Petrila care încă nu te cunosc sau nu vă cunosc, hai să nu vorbim la... să poată să vadă pe cine votează duminică până la urmă. Domnule primar, dumneavoastră discuția a fost lungă, mai multe emisiuni. Am cam parcurs etapele programului dumneavoastră, proiectelor care le doriți pentru Petrila. O să mai discutăm și astăzi, nu zic nu, dar aș începe cu o acțiune pe care Partidul Național Liberal, organizația județeană până la urmă, alături de organizațiile locale liberale din Valea Jiului, o acțiune care a avut loc în parcul de lângă fosta poștă de dimineață și prin care a semnat o declarație comună. O să spuneți dumneavoastră telespectatorilor ce cuprinde această declarație, care e rolul ei. Și ne-a fost prezentat memorandumul semnat de premierul Victor Orban și de ministrul economiei Virgil Popescu. Da. Deci hai să le luăm pe rând, să înțeleagă lumea ce fel de acțiune a fost. Bineînțeles, unii poate între timp s-au mai documentat, au mai aflat, dar să afle petrilenii de la dumneavoastră până la urmă. Eu mă bucur că îmi dați acest prilej, sau am acest prilej și posibilitate de a aduce la cunoștința petrilenilor ce s-a întâmplat azi dimineață lângă complexul energetic din Petroșani. A avut loc o conferință de presă în aer liber, la care președintele Organizației Județene de Partid, Lucian Heiuș, a prezentat memorandumul privind aprobarea continuării activității minere la unitățile minere Lonea și Lupeni. Bine, și aici o paranteză, nu chiar continuității, a continuării demersurilor și negocierilor cu cei de la Comisia Europeană. Este semnat memorandumul, da. Este aprobat memorandumul, este în ordine memorandumul. Este memorandumul, da, da, dar prin el se specifică foarte clar acolo continuarea negocierilor, cum a cerut Comisia Europeană, exact, că a cerut acest memorandum. Și o declarație publică a tuturor factorilor responsabili, a tuturor organizațiilor PNL din Valea Jiului pentru sprijinul nostru privind înființarea complexului energetic Valea Jiului. Da. Este pentru mine o mare bucurie, pentru că în sfârșit pot să informez cetățenii din orașul Petrila că, sau să le aduc aminte că după multele demersuri care eu le-am făcut când eram primar pentru continuarea activității la unitățile miniere din orașul Petrila, inclusiv audiențele și memoriile trimise la ministrii economiilor de pe timpul respectiv, ultima făcută la complex când era ministru Gerea, și a apărut și astăzi postată pe rețelele de socializare, în sfârșit se întâmplă
sau în sfârșit guvernul PNL, pentru că până acum PSD-ul n-a făcut nimic, PNL-ul, guvernul PNL a rezolvat această problemă, cum a deblocat și acordarea banilor pentru cei disponibilizați din iarnă când a intrat guvernul nostru la guvernare, dar acum a rezolvat cele două probleme, odată memorandumul și a doua problemă, ceea ce ne interesează pe noi petrilenii și este treabă certă, va continua activitatea la exploatarea minieră Lonia, locurile de muncă se vor menține, se va înființa complexul energetic Valea Jiului, vor continua angajările la unitățile cele patru din cadrul complexului, deci încă mai există certitudine, nu numai speranță, există certitudine că și la exploatarea minerii Lonia va continua activitatea, da. Locurile de muncă nu se vor pierde și vor mai fi încă angajați oameni la această unitate. Eu aș face o completare ca să înțeleagă toată lumea. Comisia Europeană a cerut un memorandum semnat de premier și de ministrul economiei și comerțului și energiei și afacerilor, nu mai știu cum îi spune, mă rog, Virgil Popescu, prin care deci cei doi trebuie să semneze acest memorandum legat de un raport trimis de la minister și de un raport făcut de polonez, dacă știți. Da, știu, vechi, de studiul făcut. De studiu, da, precum s-a mai întâmplat și în Polonia, se va prelungi activitatea acestor două mine care se aflau pe închidere, adică mina Lupen și mina Lonia, se va prelungi probabil până undeva după 2024, nu știu exact. Dar asta va face, în momentul în care se acordă această prelungire, va face ca să se poată acorda ajutor de stat pentru ca minele astea să trăiască și să se facă acest complex Valea Jiului de care dumneavoastră spuneți. Da. Cele două mine care se aflau pe închidere, Lonia cu Lupeni, alături de mina Vulcan și mina Livezeni. Făcându-se acest complex și cu termocentrala Paroșeni și Preservu, parcă... Da. Nu? Preservul. Deci, da, exact. Da. Deci este clar. Asta e ideea. S-a înființat complexul energetic Hunedoara în 2012, s-a pus mineritul pe butuci, s-au închis unitățile miniere și guvernul PNL descârce această problemă, este semnat memorandumul, iar pentru mine personal și pentru petrileni, vă rog să mă credeți că este o realizare foarte mare, dacă pentru că este singura unitate. Păi nu, dacă nu se semna memorandumul acum, la sfârșit de an, la anul era gata, la revedere de ianuarie. Demersurile s-au făcut și adică certitudinea că va funcționa mineritul în Petrila și respectiv la Lonia este până în anul, cel puțin până în anul 2027 și să știți că eu am insistat foarte mult și insist pentru acest lucru că de mina Lonia mă leagă și faptul că eu am lucrat la această unitate minieră 27 de ani și acolo mi-am început activitatea și nu pot ca să uit și mai mult decât atât, trebuie cărbune pentru în România și la Lonia este cel mai bun cărbune energetic din Valea Jiului. Concentrația de cenușă în cărbunile de la Lonia este foarte mică față de alte unități miniere din Valea Jiului. Eu am lucrat acolo, știu că s-ar putea cu investiții minime și puțin costisitoare să se producă și să se dea cărbune bun și mult. Domnul Heuș vorbea astăzi de 2050, mie mi se pare prea bine, mult. Bine, 2050 2024 va fi cu siguranță dacă Comisia Europeană aprobă și, de ce nu, poate chiar 2026, 2027, da, să vedem. Da, 2027. Da. Da. Bun, o veste bună. Foarte bună. Acum rămâne să așteptăm răspunsul clar că până nu parafează și nu văd negru pe alb și că și cei de la Comisia Europeană
vor să-i lasă pe guvernanță acorde. Comisia Europeană a așteptat acest memorandum alături de studiul pe care l-a făcut experții polonezi privind rezervele și posibilitățile de a continua. Că degeaba ar fi vrut să continue dacă rezervele este finanțate. La Minalonia încă mai sunt rezerve pentru încă următorii 50 de ani, dacă ar fi... Bine, eu vreau să văd când vor veni și de la Uniunea Europeană, Comisia Europeană, atunci va fi lucru clar, bătut în cuie. Deci până atunci, nu, mai stăm cu un pic de emoții, dar, cu acest referent bătut în cuie. Dar la ce s-a făcut astăzi, cu parafarea aceasta și cu memorandumul, cred probabil că lucrurile s-au deblocat și vom mai avea minerit la cele două mine încă câțiva ani de acum înainte. Culmea, s-a semnat un memorandum care repară oarecum și au stricat alții printr-un alt memorandum în care se vorbea de închiderea minelor și unde am avut o grămadă de oameni din Valea Jiului, acum fiind campanie, eu nu pot să permit să dau acum nume și partide, dar am avut din Valea Jiului oameni care au semnat acest memorandum, unii chiar pe funcții foarte mari. Dar eu vă rog să-mi permite să dau eu un exemplu, mai ales pentru Minalonia, cu câțiva ani în urmă, directorul general Meltzer, fiind la complex director, a trecut în revistă, sau s-a dus în teritoriu, să zic așa, să discute cu primarii despre continuarea activității în minerii, s-a dus prima dată la primăria Petrila, eu nu vă spun din povești, spun din ce a prezentat acest domn director general la un post de televiziune și l-a întrebat pe Jurca, Vasilică, sunt la tine cu programul de continuare a activității la Minalonia. Ce părere ai? Păi zice, eu nu știu ce părere să am, dar nu vreau să-l supăr pe Cristi. Pe Cristi de la Lupen. Deci generalul nu a spus, mă, închid Minalonia, dar nu închid Lupeniu, sau închid Lupeniu, dar nu închid Lonia. El l-a întrebat și trebuia să spună clar acest domn, da, am motive suficiente și întemeiate și vreau ca activitatea la Minalonia să continue. Eu vă arăt câte memorii am trimis la guvern și ministrii economiei și am fost în audiență și l-am așteptat pe Gerea la complex când era grevă și atunci ce am discutat și am susținut continuarea. Bine, acum au fost și pe vremuri și din partidul ăla oameni care au semnat atunci acel memorandum de închidere. Deci eu știu ce am făcut eu și ce s-a întâmplat acum. Nu știu ce și au semnat. Eu știu ce s-a întâmplat. Da, nu mai contează. Deci e clar. Lucrurile sunt clare, bine că se repară ceea exact, ce s-a stricat. Și s-a reparat. Și da, cât de cât mai avem continuitate câțiva ani, unii vor mai ieși la pensie pe cale naturală. Și se vor angaja ce e un lucru foarte bun. Oameni și tineri din oraș care vor continua mineritul și în orașul Petrila. Da, încheiem capitolul ăsta. Vestea cred că e, nu cred, e bună pentru toți cei peste 3.000 de angajați care mai sunt la complexul energetic și asta înseamnă alt 3.000 de familii, dacă înmulțim cu un 3, cu un 4, undeva la 10.000, 12.000 de oameni care încă trăiesc din această activitate și până la urmă au salarii decente și un serviciu care să le aducă traiul de zi cu zi. Bun, domnul Florin Mogoi, te rog frumos să te uiți acolo în cameră și să te prezinți petrilenilor. Repet, n-ai mai fost la emisiune aici și de fiecare dată am făcut așa cu fiecare invitat care a venit pentru prima dată. Te rog. Bună ziua, numele meu este Mogoi Florin, am 41 de ani, lucrez inginer la Spitalul de Urgență din Petroșani, la serviciul tehnic și candidez pentru funcția de consilier local pe listele Partidului Național Liberal alături de domnul Ilie Păducel. De ce PNL? De ce Ilie Păducel? Până în 2016 am lucrat în Petrila la fostul edil. Am lucrat împreună cu domnul Păducel. Am făcut o echipă, zic eu, destul de bună. Foarte bună. Am ales echipa PNL Petrila pentru că este o echipă tânără, mult întinerită. Eu am mai candidat și în 2016 pe lista Partidului Național Liberal. Nu am ajuns în Consiliul Local. Acum echipa este mult,
mai întinerită, suntem dornici de muncă, suntem serioși, suntem corecți și vrem să venim în fața petrilenilor cu multe proiecte noi, să fim în sprijinul oamenilor, alături de domnul... Cum ai văzut perioada asta de 4 ani în care PNL-ul nu a fost la putere? La putere administrativă. Da. Într-adevăr, în 2016 s-a promis foarte mult. Din ce s-a promis, prea puțin s-a și realizat. Cam așa stau lucrurile în Petrila. Din păcate, până în 2016, când am lucrat la Edil, se promitea în campania electorală cu Surle și Trâmbițe, înființare de fabrici, locuri de muncă. Nu s-a întâmplat. Atunci o parte din colegii mei de la vechiul Edil, când s-a desființat Edilul, tocmai în loc să înființezi noi locuri de muncă, cred că în jur de 20 de angajați am rămas fără locuri de muncă. Noi nu am mai fost preluați. De ce? Bănuiesc că a fost o răfuială politică, nici până în ziua de astăzi. Vă considerau oamenii fostului primar? Probabil, pentru că am lucrat cu domnul Ilie Păducel. Motiv oficial, pe când v-a dat hârtia aia, știm. Ce scrie? Ni s-a pus în brațe hârtia de șomaj și asta a fost tot. Păi totuși angajații au niște drepturi. Păi nu au niște drepturi, că firma a intrat în faliment și atunci s-a înființat o nouă firmă și bineînțeles că s-a preluat angajatul. Și atunci au avut o portiță și bineînțeles că pe vechii angajați și angajații care chiar au făcut treabă la această firmă n-au mai avut loc la noua firmă. Dar pentru asta suntem bine și sper să câștigăm. Da. Și să reușim, cum spunea domnul Păducel, chiar pe obiective avem aici înființarea societății Consiliului Local. Într-adevăr, se poate înființa din nou Edilul, cum a fost odată pe vremea domnului Păducel, cu diferite sectoare, cu sectoare de sere, cu sectoare de construcții, cu salubritatea. Mergea treaba. Acum am fost în campanie acum câteva zile, chiar am trecut pe la sediu vechi al edilului, în sere, buruiana de 2 metri, totul devastat, utilajele părăsite, furate de pe ele, diferite componente, chiar dacă în anul 2010 domnul Păducel atunci s-a implementat acel proiect de 1 milion de euro, prin care atunci a venit la primărie 3 autocompactoare, pubelele ecologice, pubelele pentru case, s-a făcut hala de peturi. Da, deci din păcate ele stau și în momentul acesta stau, inclusiv chiar am fost, până la urmă, nu mi-a venit să cred, pline cu gunoi. Compactoarele în curtea edilului, compactoarele vechi, pline cu gunoi. Pline cu gunoi, adică lucruri care nu cred că deci, domnule Păducea, face cinste. Ar fi a patra firmă de gospodărie dacă veni și o schimbați. Deci, altă denumire. Dar nu mai, da. Eu vă rog foarte frumos, probabil... Nu, eu vorbesc au de oraș. Altă, da, dar probabil cetățenii firmă. Au altă impresie. Firma Edil de la Petrila mergea foarte, foarte bine. Că a fost în situație de insolvență, a avut un program și l-a respectat, a respectat graficul de recuperare a creanțelor, dar se făcea treabă cu această firmă în oraș. Dacă cu această firmă făceam inclusiv reabilitări ale blocurilor de locuințe, aveau lucrări la terți, serele de la Lonea produceau flori pentru oraș și nu numai pentru orașul Petrila, produceau legume, zarzavaturi, se valorificau în magazinul firmei, făceau confecții metalice, făceau foarte multe lucrări și gospodăreau ei
sau firma Edil a transpus în viață programul de 1.000.000 de euro privind gestionarea deșeurilor menajere din orașul Betila. Orașul era curat, orașul sau această firmă făceau plantări de pomi, întreținere de zonă verzi, întreținere de parcuri, alei, trotuare și așa mai departe. Toate lucrările edilitar-gospodărește le-au făcute cu firma Edil. Mă credeți că în cei 4 ani, din 2016 până în prezent, nu s-a plantat un pom în oraș sau un pom ornamental sau ceva prin orașul Petrila? Eu am văzut ceva flori acolo, pe zona centrală. Am zis pom. Flori, da. Flori achiziționate sau cumpărate din altă parte, pentru că serele... Da, serele sunt devastate. În zona, în incinta termoprestului sau edilului, pardon, de la Lonea, este groapă de gunoi și morman de fier vechi. Morman de fier vechi. Fără să exagerez, puteți să verificați și să vedeți că nu exagerez cu nimic. Am fost în campanie și, într-adevăr, a fost o campanie mai atipică ca altă dată, pentru, și din cauza pandemiei, dar împreună cu colegii mei am bătut orașul de la cap la cap. Eu vreau să vă spun că sunt foarte, foarte, foarte multe probleme în oraș. Multe din lucrările sau multe din ceea ce s-a făcut în mandatele mele au fost lăsate de izbeliște, au fost părăsite, au fost necontrolate. Un exemplu vă dau. Să vedeți sau dacă doriți să vedeți cum arată parcul nou de la fostul stadion Petrila. Este în paragină. Bănci distruse, filigorii distruse, stâlpi de curent rupți, aparatele de... Vorbim de parcul Tineretului? Sau cum? Parcul de la fostul stadion, de vis-a-vis de fostul spital, de unde a fost stadionul Petrila. Deci a fost un parc nou, un parc modern. Parcul Tineretului, da, așa. Toate celelalte sau și alte parcuri, locuri de joacă pentru copii, subsolurile la bloc sunt cu o mizerie de nedescris, pline de apă și mizerie. Șobolan. Și așa mai departe. Din nou au... Este, mă scuzați de expresie, dar asta o găsesc acum potrivită, invazie de câini comunitari în tot orașul. La cele două cimitire, la cimitirul de pe Mesteacănu și cimitirul din Lonea. Cimitirul din Lonea este o adevărată șerpărie acolo. Buruienile și ciulinii de 2 metri, gardul foarte, foarte distrus, copaci căzuți peste cruci și așa mai departe. Spărturi la rețeaua de apă din primăvară și nereparate. Am dat telefon la APA SEB, a doua zi au venit, au dat dovadă de receptivitate, au reparat avaria la apă. Și multe, multe alte probleme. Deci eu de aceea... Dumneavoastră ați dat telefon? Da, eu am dat telefon personal. Da, se poate verifica. I-am spus, sunt în campanie, uitați ce reclamă, ce se zizează oamenii și așa mai departe. De aceea insist... și aș dori și fac apel la cetățeni să vadă cine din cei care am fost la primărie a făcut ceva pentru cetățeni. Mai zilele trecute, cu câteva zile înainte, Vasilică spunea Păducel nu mi-a lăsat niciun proiect cu finanțarea deschisă și iar dacă cumva știe el că mi-a lăsat să spună la televizor că eu îmi dau demisia. Da, vreau să-i spun și cu această ocazie că i-am lăsat doar 3 exemple dau. Programul de asfaltări în zona cap de linie Petrila până la tunel a fost început de mine și bineînțeles l-a continuat. Și pe acolo sunt multe, multe deficiențe și dacă vrea îi le spun punctual. Deci un proiect cu finanțarea deschisă. 2. Reabilitarea și modernizarea căminului cultural din Cimpa. Se începuse lucrările pe timpul meu, bineînțeles că s-au continuat. 3. Blocul de locuințe ANL din Prundului. Am început lucrările, s-au obținut finanțarea, l-a continuat și l-a finalizat. Deci au zis, dacă unul un proiect îmi spune, eu îmi dau demisia și las să vă duce. Și am dat 3. Deci, da, haideți să vedem, eu nu vreau să supăr pe nimeni, dar să spunem realitatea, eu n-am mințit niciodată cetățenii, nu o să-i mint nici în continuare,
Avem o echipă care este, așa cum zicea și colegul Mogoi, mult întinerită, 18 din cei 24 de consilieri propuși pe listă sunt noi. Sunt oameni cu experiență în activitatea profesională, unii cu o experiență și în activitatea politică, dar toți dornici de a face treabă în folosul comunității și pentru cetățenii din Petrilac. Domnule Mogoi, cum a simțit electoratul acum în ultima săptămână de campanie? Cum simțiți colegii dumneavoastră? Ce șanse credeți că o să aveți? Bineînțeles că mergem cu șansa numărul 1. De aia suntem în campanie și am plecat la această luptă să câștigăm. Să câștigăm primarul, să câștigăm Consiliul Local. Lumea, bătând orașul zi de zi, lumea este deschisă, lumea ne încurajează. În diferite zone ale orașului s-au bucurat să, în primul rând, să-l revadă pe domnul Păducel. Chiar ne-au spus, 4 ani de zile nu a trecut nimeni pe la noi, din actuala conducere a orașului. Și și eu am pățit acum un an la o documentare prin Petrila. Deci, îmi spunea cineva să-i spun primarului Păducel că o stradă acolo a fost uitată, un proiect și nu știu ce. În două zile chiar am fost în două zone în care lumea s-a bucurat că ne-a văzut acolo. Acum, că nu au văzut pe nimeni la primărie, că nu au fost din ei, din conducerea primăriei pe acolo. Da, s-au bucurat. Dom'le, în sfârșit, poate vine din nou domnul Păducel și poate suntem și noi băgați în seamă. Noi sperăm că vom câștiga duminică alegerile în Petrila. Domnule primar, mă gândesc așa, în privința șanselor. Mergem, pornim de la premisa că fiecare are șansă egală dintre candidați. Dacă în caz de, faceți alianțe, ceva. Deci eu n-am zis cuvântul ăla rău. Da. Sunteți hotărâți să faceți alianțe? Eu, așa cum spunea și colegul Mogoi, eu și împreună cu echipa am plecat sau suntem porniți la drum pentru a câștiga din nou primăria și pentru a avea majoritate în Consiliul Local. Având majoritate, putem să avem și viceprimarul nostru. Până duminică seara, vă rog să-mi permiteți să nu mă pronunț despre nici alianțe. Da, despre alianțe, despre ce vom face. Oricum, astea sunt până la urmă chestiuni interne, o să le mai gândim. Exact. Fac apel și de data aceasta la cetățeni ca să fie alături de noi, pentru că eu nu cred că a avut cineva probleme cât a fost Păducel primar sau să nu fie primit în audiență sau să nu îi se rezolve problemele sau să... și am căutat și am făcut și să văd realizările, chiar dacă sunt puțin lipsit de modestie, să văd realizările de mandatele lui Păducel în toate colțurile orașului Petrila și în toate domeniile de activitate, fie că vorbim de infrastructură rutieră, fie că vorbim de asigurarea marurilor și realizarea podurilor de peste apele care traversează orașul, fie că podurile, fie că construcție de blocuri noi, reabilitare de blocuri noi, am dat tinerilor parcele pentru construirea peste 40 de locuințe, parcele la legea 15/2003, parcele de teren gratuit și au făcut oamenii casă. Chiar ieri eram într-o zonă unde era casele realizate, construite și foarte, foarte frumoase. De asemenea, și în celelalte domenii de activitate, fie că a fost vorba de reabilitarea căminului cultural de la Cimpa, construirea căminului cultural de la Jieț, reabilitarea casei de cultură, tot ce înseamnă interiorul și condiții în școlile și grădinițele din orașul Petrila s-a făcut, încălzire centrală și tot ce înseamnă condiții corespunzătoare pentru desfășurarea, extinderea liceului, construcție nouă și multe, multe altele, grădiniță nouă la școala numărul 6 cu program normal și prelungit.
Nu mai vorbesc în domeniul social, câtă atenție am dat și maximă atenție am acordat pentru copiii cu probleme deosebite. Am înființat Asociația Salvați Copiii, am înființat Asociația Humanitas Prodeo, am înființat Asociația Anti-SIDA, am avut cele mai multe cazuri, din păcate, în orașul Petrila. De asemenea, Asociația Grăuntele, da, la Petrila era coordonatorul de pe această asociație. Dădeam masă caldă la cantina de ajutor social a primăriei în fiecare zi la peste 100 de suflete. Direcție nouă de asistență și protecție socială. Pe urmă, ce este totuși, consider eu că foarte important și bun, am înființat tot în timpul cât am fost eu la primărie, serviciul pentru iluminat public. Am achiziționat autoscară și am autorizat și licențiat acest serviciu și de la 300 și ceva de lămpi am ajuns la 3600 de lămpi în orașul Petrila. Toate zonele au fost și sunt iluminate la ora când vorbim, de pe timpul când era păducel. De asemenea, am format sau am înființat formația de pompieri, care an de rândul a ocupat locul întâi la concursurile pe județ și locul întâi la individuală la nivel național. Formația Smurd, ni s-a închis spitalul, am construit sau modernizat, reabilitat și modernizat cu aparatură de ultimă generație centru medical multifuncțional. A trebuit acum, de exemplu, la fostul spital, unde și la această clădire am dat utilitate, funcționat 30 de paturi pentru internări, atât la cronici cât și la paliative, trebuia să se monteze lift la această clădire. Chiar îmi spunea domnul Mogoi și poate dânsul face precizări mai concrete, dacă nu se montează până la sfârșitul anului, nu se mai ține acreditarea pentru funcționarea acestor secții din fostul spital. S-a reabilitat blocul 14 pe timpul celor sau în acești 4 ani. Blocul 14 în situația când pe fonduri europene, acum sau pe noile programe de reabilitare, avem posibilitatea de a reabilita inclusiv instalații de lift. Nu s-a făcut. Ori trebuie să vedem ce s-a făcut bine, ce nu s-a făcut bine și să analizăm, să judecăm și în 27 lumea să judece cu vorba, cu toată conștiinciozitatea pe care o are fiecare și domnule primar, să timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de prima discuție de la prima emisiune. Vă rog. În care spuneați că v-am întrebat ce nu v-a plăcut sau de ce ce aveți o neîmplinire și a zis faptul că am crezut în oameni. Ați avut doi tineri care i-ați crescut în administrația locală, mă rog, i-ați dus acolo. După aia cei doi, așa vine viața, au făcut ce au făcut. Ce notă le-ați dat de pe margine acum și fără subiectivism? Ce notă le-ați acorda în calitate de gospodare al orașului, că ei v-au luat locul, deci, la primar și la viceprimar, că la ei vor. Este foarte adevărat ce mi-a spus și se repet de câte ori am ocazia. Un gust amar. Un gust amar am pentru că am avut încredere în unii oameni și am pierdut din cauza că am avut încredere în unii oameni. Dacă mă refer la cei doi pe care dumneavoastră ați amintit, ce note le-aș da? Ce note le-aș da? Eu rog, atenție care e răspunsul meu, rog cetățenii orașului Petrila, duminică, să le dea dumnealor nota potrivită. Bun, dar totuși dintre ei, care a dus greu? Sau niciunul, sau deci, unul, sau ăla? Deci las cetățenii să aprecieze și să le dea nota pe care cu prisosință o merită. Dar după alegeri o să ne spuneți nota? Da. 100%, da. Bine. Rămâne să aflăm atunci. Vă rog. Probabil. Săptămâna următoare după alegeri. Bun. Haideți să îl întrebăm pe domnul Florin Mogoi, că i-ați pus o problemă cu lifturile la spital. Să ne explice, să le explice petrilenilor despre ce e. Da.
Unul dintre obiectivele mele, dacă voi ajunge în Consiliul Local, și cu siguranță sper să ajung, este reabilitarea fostului spital, inițierea unui proiect pentru reabilitarea fostului spital și, bineînțeles, construirea unui lift, cum spunea domnul Păducel. Nu pot să zici fost spital, că el e actuală secție la un spital. Bun, este spital, este secție al Spitalului de Urgență Petroșani, bineînțeles. Dar, în momentul de față, reabilitarea secției, să zic. În momentul de față, acolo este nevoie de un lift. Un lift de care este foarte mare nevoie. ANMCS-ul punctează foarte mult acest lift. Bineînțeles, transportul pacienților la secția de paliative, există pacienții în fază terminală, este foarte greu de transportat, este un punct foarte important. Dacă nu există în momentul în care se face acreditarea acel lift, se poate pierde acreditarea. Am înțeles că a fost un proiect de hotărâre acum mai bine de un an de zile pentru achiziție de lift la fostul spital, dar până în momentul de față nu s-a întâmplat nimic. Din păcate, nu știu mai multe, dar noi sperăm după 27 să fie o prioritate noastră. Din ședința de Consiliul Local la Petrila nu s-a discutat și chestiunea liftului? S-a discutat, s-a aprobat, am aprobat și noi ca și consilieri ai Partidului Național. Așa aveam informația. Da. Am aprobat, a rămas ca executivul să facă demersurile necesare pentru ducerea la îndeplinire acestui proiect de hotărâre. Încă nu s-a făcut concret în teren nimic, așa este, noi avem ceea ce spunea colegul Mogoi, avem inclusiv printre obiectivele noastre și prioritățile noastre din programul electoral, avem reabilitarea, pe lângă reabilitarea școlilor, a grădinițelor, reabilitarea termică, a blocurilor de locuințe și clădirea fostului spital de la Petrila. Și vreau să profit de această ocazie și să spun cetățenilor orașului Petrila să știe că va fi o preocupare foarte importantă a noastră în ceea ce privește reabilitarea, mai ales că vor fi sau sunt bani europeni de data aceasta. Eu am făcut reabilitări și când nu au fost bani europeni, pe banii guvernului, pe banii primăriei, pe banii bugetului local, acum sunt bani europeni și contribuția, ce este foarte important de reținut, contribuția cetățenilor la reabilitarea blocurilor de locuințe s-a redus cu 50%. Deci este o măsură luată de guvernul PNL foarte bună și trebuie să profităm de această treabă. Și sunt bani europeni și sunt, pentru acest domeniu și pentru alte sunt domenii. Bani europeni, sunt bani europeni, dar sunt trebuie bani. Asociații de proprietari. Avem asociații de proprietari. Și Păducel, vreau să le aduc aminte cetățenilor din Petrila, Păducel, sau noi aveam la primăria orașului Petrila compartiment specializat pentru înființarea și îndrumarea asociațiilor de proprietari în ceea ce privește accesarea fondurilor pentru reabilitarea blocurilor de locuințe. Și nu mai sunt acum? Poftiți? Acum nu mai sunt? Ba da, pentru că și acum se derulează proiecte de anvelopare de blocuri. Deci asociațiile spre deosebire le-ați creat pe perioada noastră. Spre deosebire de perioada anterioară, cetățenii, eu am întrebat și acum în zona străzii Minei, unde se reabilitează sau s-a reabilitat un bloc, am întrebat cetățenii, știți cât vă costă ca și familie reabilitarea apartamentului dumneavoastră? Nu știm și este foarte grav, pentru că la negocierea contractului sau la semnarea contractului după licitație, cetățenii trebuie să știe cu cât participe la aceste lucrări, dar și de data aceasta, cum se vede, guvernul vine cu măsura respectivă, de jumătate, la jumătate s-a redus contribuția cetățenilor.
tot pentru cetățenii din Petrila și nu numai cetățenii din Petrila, ați observat și dumneavoastră și am fost împreună, domnule Cornel, când ministrul fondurilor europene, pe lângă faptul că a ieșit public și a spus că sprijină pe primarul Păducel pentru acordarea de fonduri europene, da, la Muzeul Mineritului, am propus eu, adică am întrebat eu și dumnealui mi-a spus, nu mai este cazul să promovăm nicio inițiativă legislativă, că a apărut ordonanța 156 a guvernului, prin care cetățenii din zonele periurbane, cetățenii din zonele limitrofe orașelor, satele aparținătoare, cetățenii pot accesa fonduri europene pentru dezvoltarea și realizarea diferitelor activități, inclusiv construirea de pensiuni agroturistice. S-a reglementat. Da, da. Problema asta care dăinuia de vreo 30 de ani. Da, de mulți ani. Eu știu că de la Revoluție încoace dăinuia, adică cât au intervenit și unii parlamentari noștri din Valea Jiului. Dar noi în presă cât am scris. Da, da, exact. Am făcut chiar scrisoare deschisă către un anumit ministru al dezvoltării. Ne-a venit un răspuns făcut, cred că, de secretară, prin care se spunea că nu se poate. După aia ne-a venit un alt ministru care ne-a spus că acest termen de periurban nu există în legislația europeană, iar cei de la din Parlamentul European nu pot să facă legi dacă nu există acest termen de periurban. Și l-am întrebat, dar legile nu se fac tot de oameni? De ce avem acolo europarlamentar? Nu ca să facă unele și altele. Da, nu se poate. Și iată că acum s-a făcut printr-un ordin foarte simplu, printr-o hotărâre foarte simplă. Exact. Eu n-aș vrea să fiu răutăcios, dar se vede câtă receptivitate și cu câtă operativitate actualul guvern. Când a fost primul ministru la Petroșani, aici a fost la parcul Carol Șreter, îi șopteam domnului prim-ministru două probleme, și cu mineritul și cu această problemă. Și doamna senator Hărău era lângă mine sau lângă noi și mi-a spus, cred că trebuie să facem o inițiativă legislativă. Când a venit ministrul fondurilor europene, deja o anunțat-o rezolvată. Iar și cu această problemă rezolvată, și această problemă rezolvată, și problema continuării mineritului rezolvată, și problema reducerii contribuției cetățenilor la reabilitarea blocurilor rezolvate, și multe, multe alte probleme care Chiar credeți în guvernul ăsta, domnul primar? Eu cred foarte mult, pentru că se văd lucruri concrete realizate în scurta perioadă. Deci nu e doar propagandă de partid. Da, bineînțeles. Deci eu, să știți că dacă eu pot să compar, pentru că știu de câte ori am deschis ușile miniștrilor și a secretarilor de stat și a Consiliului, la președinția Consiliului Județean, care 8 ani de zile ne-a încurcat și ne-a blocat proiectul cu domeniul schiabil și eu am și garanția că cu ajutorul lui Dumnezeu și a oamenilor Adrian David va fi președinte Consiliului Județean și în sfârșit vom debloca nu numai proiectul cu domeniul schiabil și cea cu asocierea pentru realizarea căminului de bătrâni și drumul spre domeniul schiabil să-l clasificăm ca și drum județean și multe, multe alte proiecte. Domnul Florin Mogoi, 2 minute aveți în cameră, că mai avem cam 7-8 minute de emisiune. Aveți 2 minute să le spuneți petrilenilor de ce să voteze PNL, de ce dumneavoastră, de ce primarul Ilie Păducel. Să-i convingeți, fiți convingători. Da, în primul rând îi îndemn și îi rog pe cetățenii orașului Petrila să vină duminică la vot. Vreau să spun câteva cuvinte dintr-o reclamă care în fiecare seară și în fiecare zi apare la televizor și îmi place foarte mult. Spală-te pe mâini 20 de secunde, dar nu te spăla pe mâini pentru următorii 4 ani. Să vină lumea la vot, să nu le fie frică de coronavirus, să se protejeze, să se dezinfecteze, să poarte mască, să existe distanțare socială între ei și lumea să iasă la vot. Și bineînțeles să voteze echipa Partidului Național Liberal și la Consiliul Local și bineînțeles pe domnul Ilie Păducel pentru funcția de primar.
Da. Domnule primar, dumneavoastră aveți mai mult timp, vă dau mai mult timp. Dar înainte de asta aș vrea să vă întreb încă o dată dacă credeți că oamenii care v-au trădat, când v-au trădat, se pot schimba? Sau dumneavoastră îi puteți ierta? Da, eu bineînțeles că am iertat, dar nu am uitat. Deci trebuie să iertăm, dar nu putem să uităm. 100% n-au uitat și n-o să uite nici cetățenii ce am făcut fiecare și cum vor vota duminică în 27. Și credeți asta? Eu cred. Aveți încredere mare în cetățeni. Știu că totdeauna ați avut. Da, am avut încredere în oameni. Eu zic că am făcut foarte multe lucruri, multe, multe și bune și necesare și utile pentru cetățenii din orașul Petrila, dar împreună cu ei, împreună cu echipa din primărie, împreună cu consilierii partidului din care am făcut parte și să știți că multe din lucrările și investițiile și realizările sunt rodul consultării cu cetățenii, pentru că nu am fost niciodată sau n-am avut pretenția că sunt atot știutor din ideile cetățenilor. Asta da. Aici confirmă pentru sensul că v-am văzut cu carnețelul mereu, notați da. Foarte clar. Oriunde am fost, mi-a plăcut să stau de vorbă cu oamenii, am avut ce învăța și am ce învăța de la oameni. Nu știe nimeni mai bine, de exemplu, ca și cetățenii din Brăteanu, ce trebuie în colonia Brăteanu sau cei din Omartie, ce trebuie în Omartie, fiecare în zona unde trăiește și sau își desfășoară activitatea. Am garanție că vor fi alături de noi cetățenii, pentru că am fost și în câteva unități economice de pe raza orașului Petrila, da? Și rog duminică să fie alături de Păducel, de echipa lui, alături de președintele David, de Adi David, pentru președinția Consiliului Județean și îi asigur de tot respectul pe care l-am avut și până acum față de cetățeni și să fie alături de noi, îi rog din suflet. Mulțumesc! Le mai puteți spune o dată și pe ce poziție sunteți? Da. Pe buletinul de vot, ca și candidat pentru primar, sunt la poziția 4, iar Consiliul Local, formația PNL, este pe poziția 5. 4 pe buletinul de vot primar, 5 pe poziția pentru Consiliul Local PNL. Cum sunt numerele astea? 4, 5, frate noastre, norocoase? Deci, în viațele astea, sperăm că sunt norocoase, pentru că am demonstrat ce putem să facem și mai ales acum când avem o echipă bună, o echipă tânără, o echipă competentă și am plecat la drum hotărâți ca să câștigăm alegerile. Da. Florina, mai vrei să spui ceva, poate? Da. Foarte pe scurt, rog. În primul rând vreau să le spun locuitorilor orașului Petrila că în ceea ce mă privește pe mine vreau să fiu un consilier al oamenilor, nu vreau să fiu un consilier anonim. Peste 4 ani de zile poate voi candida, poate nu. Vreau lumea să mă cunoască, vreau să fiu alături de oameni. Deci să ieși pe stradă liniștit. Exact. Cam asta era deviza așa domnului primar, din câte mi-aduc bineînțeles, eu aminte. Bineînțeles, nu vreau să fiu peste 4 ani anonim, când să merg și la să... primărie, nu vreau să fiu scuipat de oameni. Așa este. M-am certat de foarte multe ori, inclusiv cu cei care... cu șefii din formațiunea din care am făcut parte, pentru că n-au făcut dreptate. Am fost și vreau să fiu primarul tuturor petrilenilor. Mulțumesc. Mulțumesc și eu. Eu vă mulțumesc pentru prezență. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea cu candidații petrileni, cu Ilie Păducel și Florin Mogoi. Urmează la Capital TV pe parcursul zilei o nouă serie de emisiuni electorale.
După cum știți, astăzi este ultima zi. Vă așteptăm să fiți alături de Capital TV la aceste emisiuni și alături de candidații pe care o să vină pe aici să vă spună de ce să-i votați. La revedere!